Bună ziua, stimați colegi. Am fost convocați astăzi pe dispoziția numărul 1120 la o ședință ordinară a Consiliului Local. Din totalul de 21 de consilieri sunt prezenți toți. Ordinea de zi cuprinde 16 proiecte inițiale și 3 suplimentare. Supun la vot ordinea de zi. Acum, un moment, aș dori să introduceți și punctul diverse. Cu punctul diverse, supun la vot ordinea de zi. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Vreau să spun spre aprobare procesului verbale de la ședința ordinară din 27-a 9-a. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Și procesul verbal al ședinței din extraordinare din data de 10 octombrie 2018. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Trecem la primul punct al ordinii de zi. Proiect privind modificarea hotărârii Consiliului Local numărul 18 din 14 februarie 2008 privind aprobarea normelor locale în domeniul serviciilor de transport public local. Rog comisiile să-și avizul Comisiei Administrației Publică. Aviz favorabil. Avizul Comisiei Juridic. Aviz favorabil. Discuții? Vă rog, aș dori să reintroducem mențiuni în care să precizăm exact intervalul de timp între curse. Era în hotărârea 205 din 28-a 9-a 2016. Da, deci intervalul este din 15 în 15 minute. Vă rog să treceți. Ok. Bun, îl considerăm amendament și se consemnează procesul verbal, că intervalul este la 15 minute. De 15 în 15 minute. Bun, înșertând situațiile de forță majoră. Absolut. Nu, în alt nivel, doar de trebuie. Alte discuții? Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Proiectul numărul 2, privind aprobarea încheierii înțelegerii de cooperare între municipiul Roma, județul Neamț-România și orașul Ștefan Vodă, raionul Ștefan Vodă, Republica Moldova. Comisia Administrației Publice. Aviz favorabil. Comisia Juridică. Aviz favorabil. Discuții? Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Proiectul numărul 3, privind aprobarea încheierii unui acord de colaborare. Comisia Cultură. Aviz favorabil. Comisia Juridică. Aviz favorabil. Discuții. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Proiectul numărul 4, privind aprobarea efectuării unor cheltuieli din bugetul local. Aviz Comisiei Buget. Aviz favorabil. Comisia Cultură. Aviz favorabil. Comisia Juridică. Aviz favorabil. Discuții. Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Proiect numărul 5, privind aprobarea rectificării unui titlu de proprietate. Avizul Comisiei Urbanistă. Aviz favorabil. Avizul Comisiei Juridică. Aviz favorabil. Discuții. Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Proiectul numărul 6, privind mandatarea primarului municipiului Roman pentru a negocia și semna acordul colectiv al funcționarilor publici și contractul colectiv de muncă al personalului contractual din partea angajatorului, precum și actele adiționale ale acordului colectiv, respectiv ale contractului colectiv de muncă. Avizul Comisiei Buget. Aviz favorabil. Avizul Comisiei Juridic. Aviz favorabil. Discuții. Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Proiectul numărul 7, privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2019. Am primit o solicitare din partea domnului Samson Jean Constantin pentru a lua cuvântul pentru în legătură cu acest proiect. Aș vrea să supun la vot. Aș vrea să supun la vot dacă suntem de acord. O întrebare am eu. Spuneți-vă. Știu că proiectul de hotărâre a fost în dezbatere publică o lună de zile. Ați avut vreo adresă pentru primărie în timpul ăsta? Aveți pe masă.
în timpul cât a fost în dezbatere publică, acum suntem în faza de a adopta sau de a... Ca să ne intrăm, domnul consilier. Spuneți la vot, dacă sunteți de acord, intrați într-o polemică aici. Deci, să pun la vot? Cine este pentru? Ca domnul Samson să ia cuvântul în această, pentru acest subiect. Dar cine este? Întrebarea era cine este pentru. Haideți să nu înlungim. Cine este pentru? 5 voturi pentru. Împotrivă? Numărul 6 voturi împotrivă. Abține? Avizul Comisiei Buget. Avizul favorabil. Ce comisie? Deci avizul administrat, avizul povestea noastră. Juridică, da. Comisia juridică. Aviz favorabil. Discuții. Vă rog, domnule. Am ascultat într-o discuție, în conferință, a spus ceva apropo de discuție. Așa. Cum că nu s-ar fi depus niciun. Da. Și s-a depus sau nu? Păi nu s-a depus. Da, de asta de la domnul... Aia era vorba de o discuție acolo legată de legalitatea acestui proiect. Și noi am formulat răspuns. Deci cineva atunci a făcut o... Legat de procesul pe care îl avem. E un alt aspect. Dacă o citiți mai bine și dacă o să citiți și răspunsul, o să vedeți că nu trebuie. Nu, nu, nu. Ok. Altceva. Da. Îmi pare rău totuși că am ajuns în situația asta. Era mult mai bine, după părerea mea, domnule primar, dacă purtam o discuție înainte de a stabili taxele și impozitele pe 2019, că poate ieșeau un lucru mai bun. Săptămâna asta a fost și foarte aglomerată care a trecut cu evenimente și ar fi fost mult, mult mai bine dacă ne-ar fi întâlnit și am discutat. Deoarece avem câteva, am înaintat și către dumneavoastră și o adresă. Astăzi la ora 11. Da, da, astăzi am înaintat o... Un amendament. Da, cu un amendament să revenim la, la dacă ajungeam la discuție, la taxe din 2017. De absolut, nu 20, 10%, 10%. Ținând cont că s-a întâmplat ce s-a întâmplat dacă cu echipa de AMBA, care nu doare și cu mine sufletul, dar asta e o realitate. De ce considerăm noi că ar trebui să revenim la impozitul și taxele din 2017? Unu, preconizata, de fapt, o cunoaște domnul primar, că s-a stabilit chiar în Asociația Municipiilor, ca anul acesta, după că o să vadă la buget, să lase la OATE 100% bani. Nu la OATE. Nu la OATE. La greșe. 50 la județ, 50 tot de bani. Deci, haideți, spuneți dumneavoastră și după aia vă răspund. După care, noi acum am primit 43%, știți că a fost 41%, și după aia a venit 43% la sută, conform referatului, făcut în 24 septembrie. Economiile pronunțate numai de la retragerea echipei de apără, în jur de circa 1 milion de euro. Deci, cam 50 de miliarde lei vechi. Suplimentarea venitelor, vedem acum, într-adevăr, și un lucru extraordinar de bun. S-au creat peste 500 de locuri de muncă cu aceste supermarketuri și un lucru bun pentru dezvoltarea. Deci, PIB-ul romanului va crește. Și din cauza asta, dacă discutăm ceea ce putem realiza,
era mult mai bine. Nu 20% poate, dar poate la jumătate tot ajungeam la o înțelegere. Surprinzător pentru mine este faptul că hotărârea din 2017, din decembrie, în care punctul 1, articolul 1, se aprobă stabilirea unei cote adiționale de 20% în vederea majorării unor impozite și taxe locale pentru 2018. 5-11-2018. Astăzi. Identic și la fel. Se aprobă stabilirea unei cote adiționale de 20% în vederea majorării unor impozite și taxe locale în anul 2019. Așa ați scris. Și unde e problema? Corect? Este corect? Da, este absolut corect. Doamna Pisică, este? Cotele se stabilesc anual. Ia. Așa. Deci nu se respectă, nu merg pe impozitul din 2018. Cota se stabilește pentru anul 2019 la nivelul anului 2018. Deci mărim astăzi? Nu, nu, rămân la fel. Dar deci explicați-mi un pic mai pe înțeles, doamna. Pentru anul 2018 adițional. Deci pentru un singur an. Așa. Al următor. La nivelul căruia? Și la nivelul căruia? La baza. La baza. Codul fiscal. Codul fiscal. Da, nu-i 2017? Nu, trebuie. Da, se mărită 20% față de venituri. Nu, față de codul fiscal. Nu înseamnă. Cum aveți dacă e fiscal? Iar. Deci dacă este anual. Mai explicați un pic mai pe înțeles, vă rog. La aceeași bază. La aceeași bază. Care este codul fiscal, trebuie să merg anual cu adiționalul acesta. Dacă nu, deci nu mă duc mă raportez la 2018 și dar cine nu a spus chestia asta în octombrie și s-a pus în decembrie? Anul trecut? Pentru că anul trecut, domnul consilier, am avut două ședințe pe domnul Tomat. Una în octombrie, când s-a aprobat la nivel, domnul consilier. Una în octombrie, că luăm discuțiile de anul trecut, una în octombrie când am aprobat taxele și impozitele la același nivel ca în 2017 și ulterior când guvernul dumneavoastră a venit și ne-a furat banii din Consiliul Local. Nu, i-a luat. Păi, ce ați promis dumneavoastră, te-i dați înapoi. Până în iunie. Și ce ați dat? În iunie, da? Și ce ați dat? Minus 1,7. Da? Deci, încă o dată, ca să înțeleagă toată lumea, doamna director. Deci, dar cine a plătit anul ăsta 5 lei, anul viitor plătește tot 5 lei. Singura modificare de acolo, ținere cu cineva privit, lăsați-mă pentru noastră deja procesul. Lăsați-mă, aia e treaba. Nu există o hotărâre definitivă, nu avem ce discuta. Deci, da, vă rog, haideți ca să se termină. Aș ruga ca pe ședința din luna decembrie, până o să avem rog compartimentul financiar să vină cu o simulare în cadrul Consiliului Local, cu nivelul taxele și impozitele din 2017, câte s-au încasat, să vedem 2018 și preconizatul 2019. Ăla, de aici facem, în luna ianuarie putem face. Aia o putem face în luna ianuarie. Adică, dar noi deja am făcut, ca să vă răspund, noi deja am făcut acest lucru la sfârșitul semestrului, când s-au încasat la luna septembrie, am făcut deja public acest lucru. Și am spus peste tot, unde au fost depășiri. Adică, milionul, de exemplu, dau ăla, de la de euro, care au să facă, poate, nu 1 milion, 800 de mii de euro. Dar la când îți desfacem pe bugetul local, domnul consilier? Da, aici am să face obiectul discuției astea. Păi când dezbatem bugetul pe anul viitor, atunci stabilim ce facem cu banii. Acum doar discutăm cuantum taxelor și impozitelor pe anul viitor. Care ar vrea să le mișorăm, cum am mărit în decembrie anul trecut. Domnul consilier, așa mi-a promis și că guvernul o să ne dea banii înapoi și nu ne-a dat. Și știți că ai mărit taxele și impozitele. Eu aș fi vrut, ca să nu intrăm într-o polemică și într-o discuție care v-am dat cuvântul, v-am înțeles punctul de vedere. Nu mi-a dat cuvântul. Doamna președinte, corect, sunt de acord. Doamna președinte. Nu sunt doar președinte. Doamna președinte, v-a dat cuvântul. Ați avut drept. Aici e Consiliul Local. Bun, acum mă lăsați și pe mine să vorbesc, așa este. E normal să fiu în dialog. E normal să fiu în dialog și nu în monolog. Ca principiu, știți foarte bine care au fost deciziile care au stat la baza majorării de anul trecut.
Mă bucur că doamna director a reușit să edifice și acest lucru, să nu se mai creeze panică artificială în rândul populației, că nu se majorează taxele și impozitele locale, și a înțeles toată lumea că cine a plătit anul ăsta o sumă de bani, la fel o va plăti și anul viitor. Singura diferență pe taxele și impozitele de anul viitor o constituie faptul că nu se va mai plăti impozit pe autoturismele hibrid și cele electrice. Legat de acest amendament al dumneavoastră, să-i spunem, deși la experiența dumneavoastră în Consiliul Local știți că amendamentul se pune în ședință și nu neapărat trebuia să veniți cu o hârtie înainte. E adevărat că sunt discuții la nivelul AMR vis-a-vis de a stabili o cotă care să revină primăriilor. Ceea ce spuneți dumneavoastră 100% către UAT-uri sau către autoritățile locale, nu se referă numai la o primărie, ci se referă și la Consiliul Județean. Practic, se caută o formulă prin care o cotă parte să vină către primării, o cotă parte venituri proprii ale CJ și încă o cotă parte tot la CJ pentru echilibrarea bugetelor. În momentul de față, nu există un partener de dialog la nivelul Guvernului, întrucât, vedeți și dumneavoastră, sunt anumite mișcări în această zonă a Guvernului și, din păcate, aceste lucruri nu s-au bătut în cuie. Deși, obligația legală era ca în luna noiembrie deja să se vină cu bugetul spre aprobare, ceea ce, din păcate, nu s-a întâmplat. Deci, această preconizare pe care o specificați dumneavoastră e exact ca și acea promisiune a Guvernului că vor reîntregi bugetele și știți foarte bine și dumneavoastră că nu s-a întâmplat acest lucru. La fel, ne bucură că apreciați faptul că s-au creat încă 500 de noi locuri de muncă. Sincer, nu am așa niște date de unde să le scoți și să spunem în mod real dacă s-au creat aceste locuri de muncă, dar mă bucură că apreciați activitatea administrației publice locale pentru sprijinirea investitorilor. Chiar dacă noi ne-am dorit să avem investiții mai multe și în ceea ce privește producția, nu numai consum. Deci, eu pot să vă spun altfel și să vă raportez strict la veniturile din acest an. Dacă noi pentru anul trecut încasam din impozit pe venit undeva în jur de 2,5 milioane de lei, 2,6 milioane de lei, anul ăsta am avut o perioadă în care am încasat 1.450.000, 1.500.000, am mai mers o perioadă constant cam 1.600.000, după care ultimele două tranșe au venit undeva la 1.300.000. Deci, practic, sunt în scădere și nici de acum în creștere. Deci, din acest punct de vedere, cred că sunteți puțin în eroare în ceea ce crește cuantumul, mai ales că acestea sunt date publice care pot fi și verificate. Noi, de aceea, pentru a avea cât de cât un buget stabil, mai mult decât atât, anul viitor, așa cum știți și dumneavoastră, și cu sprijinul dumneavoastră, și eu vă mulțumesc încă o dată de disponibilitatea pe care ați dat-o dată întotdeauna, când ați venit pentru aprobarea proiectelor cu finanțare europeană. Vor veni investiții în următorii 4 ani în roman de circa 45 de milioane de euro. Ori toate acestea, 34 plus din împrumut încă 10, deci sunt 45 de milioane de euro care vor intra în roman în următorii 4 ani. Și acesta este și meritul dumneavoastră al tuturor consilierilor. Și trebuie să recunoaștem acest lucru. Dar pentru aceste proiecte avem nevoie și de cofinanțări. Și atunci e clar că trebuie să avem un buget cât mai stabil, cât mai echilibrat, astfel încât să continuăm dezvoltarea municipiului român, care cred eu că este, până la urmă, în interesul nostru al tuturor, indiferent de culoarea politică al fiecăruia. Tocmai de aceea, noi am propus, ca și pentru acest an, impozitele și taxele locale, repet, să rămână la același nivel, fără a mai crea știri alarmiste și false, ele vor fi la același nivel ca la 2018, și de aceea consider că e foarte oportun să se aprobe în forma propusă de noi. Avem și în 28.11.2007. Și cu ea? Avem și împrumutul de deci. Da, păi ăștia tot acolo vin. Tot acolo. Da, dar trebuie și la cofinanțări, studii de fezabilitate, proiectări și așa mai departe. Tot acolo vin. Domnul consilier, mai aveți? Da. A mai fost o modificare după octombrie 2017. Da. Și aia era tot așa cu cota adițională de 20? Nu. Deci singura cu cota adițională de 20 a fost cea din decembrie.
Deci chiar din decembrie a fost. A mai fost într-adevăr încă o hotărâre ulterior, dar s-a modificat altceva. Nici de cum cota de 20. Dumneavoastră trebuie să vă aduceți aminte, că erați în Consiliu. Deci cota, sunteți în continuare, dar erați și la vremea asta. Deci cota adițională de 20% s-a pus doar în luna decembrie. Da? Deci când ne-am întors de la AMR și am constatat că nu mai avem nicio șansă de reîntregire a bugetelor. Restul ce a mai fost și într-adevăr, are dreptate domnul consilier, a mai fost o modificare a taxelor și impozitelor, dar a și vin cu totul altceva. Au fost mașinile mari care trebuie să le facem cu dorirea de guvern. Deci nu avem nicio legătură cu acasă. Mulțumesc. Și punem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Nu, pentru că dumneavoastră a crescut, tot dumneavoastră nu mențin. Tocmai v-a explicat, n-a crescut. N-a crescut, dar mă rog, am înțeles, am înțeles, am înțeles. Am propus un amendat. Noi am propus să vedem, da. Privind reducerea de la, proiect numărul 8, privind reducerea de la plata impozitului aferent anului 2019 pentru locuința de domiciliu și terenul aferent acesteia a unor persoane fizice. Avizul Comisiei Bugete. Aviz favorabil. Comisia Juridică. Aviz favorabil. Discuții. Să punem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Proiect numărul 9. Privind aprobarea încheierii unui acord de parteneriat cu Centrul Diocezan Caritas Iași. Avizul Comisiei Administrației Publică. Aviz favorabil. Avizul Comisiei Juridice. Aviz favorabil. Discuții. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Proiectul numărul 10. Privind aprobarea încheierii unui acord de parteneriat cu Asociația Caritas Bacău. Avizul Comisiei Administrației Publică. Aviz favorabil. Avizul Comisiei Juridic. Aviz favorabil. Discuții. Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Proiectul numărul 11. Privind mandatarea primarului municipiului Roman și a directorului Proiectul numărul 12. Privind aprobarea inventarului parțial al terenurilor aparținând domeniului privat al municipiului Roman. Avizul Comisiei Urbanistice. Aviz favorabil. Comisia Juridică. Aviz favorabil. Discuții. Punem la vot. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Proiectul numărul 13. Privind exprimarea acordului de reabilitare în sarcina SCRO-CNSRL a drumurilor de exploatare aparținând domeniului public al municipiului Roman, ce va fi utilizat de societate în procesul de tratare agregatelor minerale. Avizul Comisiei Urbanist. Aviz favorabil. Avizul Comisiei Juridic. Aviz favorabil. Discuții. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Proiectul numărul 14. Privind modificarea hotărârii Consiliului Local numărul 83 din 13 aprilie 2017, privind aprobarea atribuirii în folosință gratuită a unui teren. Comisia de Urbanism? Aviz favorabil. Comisia Juridic? Aviz favorabil. Discuții? Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Proiectul numărul 15, privind aprobarea concesionării și închirierii unor terenuri. Să punem în... Ce probleme sunt la mine? Avizul Comisiei Urbanist? Aviz favorabil. Comisia Juridică? Aviz favorabil. Discuții? Să punem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abține. Proiect numărul 16. Privind rectificarea bugetului local consolidat, a listei de investiții și a listei de studii și proiecte finanțate din bugetul local, precum și a listei de investiții la Spitalul Municipal de Urgență Roman pe anul 2018. Avizul Comisiei Buget. Aviz favorabil.
Avizul Comisiei Juridice. Aviz favorabil. Discuții. Nu particip la vot. Domnul consilier Achiriloae nu participă la vot. Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Primul proiect suplimentar, numărul 17, privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al primarului municipiului Roman și al serviciilor publice de interes local, fără personalitate juridică. Avizul Comisiei. Administrație publică, nu? Da. Aviz favorabil. Comisia juridic? Aviz favorabil. Discuții? Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Proiect numărul 18, privind modificarea hotărârii Consiliului Local numărul 267, privind aprobarea organigramei, situației posturilor și statelor de funcții și de personal al Spitalului Municipal de Urgență Roma. Avizul Comisiei Buget Finanță. Aviz favorabil. Comisia Juridic. Aviz favorabil. Discuții? Nu participați la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Proiect numărul 19, privind aprobarea încheierii unui acord de parteneriat cu Fundația Umanitară Pacea. Avizul Comisiei. Administrație. Aviz favorabil. Avizul Comisiei Juridic. Aviz favorabil. Discuții? Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Puncte diverse. Și eu am un stand scurt, mai scurt. Da, mi-am dorit să n-am nicio reință. Domnul consilier, pentru că ați fost primul care v-ați exprimat. Aș vrea să aduc în discuție două subiecte pe care le consider eu foarte importante, care au fost abordate la un anumit moment în discuție și în, chiar în primărie și în cadrul Consiliului Local, legat de stadiul negocierilor cu compania APA Vital, în vederea transferului de la compania APA SER. Și vrem să știm care e previziunea, ce se întâmplă și care ar fi stadiul acestor negocieri. Și totodată, o problemă administrativă, aș numi eu, e vorba de calea ferată, dacă s-au făcut demersuri la trecerea la nivelul calei ferată, la ieșirea din Roma spre Iași. Da. Am să rog doamna... Vă rog doamna Camelia să aduceți dosarul cu APASEL-ul și cu APAPITAL-ul. Între timp, când îmi aduce doamna Camelia cu dosarul, vreau să vă răspund în legătură cu calea ferată, că săptămâna trecută am avut o întâlnire cu mai mulți parlamentari din, din Roman și din Neamț, aici la sediul primăriei, în sala de consiliu, cu reprezentanții societăților comerciale care dețin aceste căi ferate, de fapt le-au în utilizare, și cu reprezentanții conducerii CFR regională a Iași. Cred că a fost o întâlnire bună. M-am bucurat și de aportul parlamentarilor care au dat o forță mai mare de constrângere asupra celor de la CFR. Am reușit să fixăm o nouă întâlnire pentru mâine la ora 11, de data aceasta mai aplicată, în care va veni și proiectantul ales de societatea Oscar Downstream, care este societatea care dorește practic reabilitarea acestei linii de cale ferată. Așteptăm din partea proiectantului o soluție tehnică în conformitate cu normativele în vigoare la această dată, în sensul în care se încearcă, în condițiile în care se încearcă reducerea de la trei linii la una simplă. Practic, conform normativelor actuale, nu trebuie să existe mai mult de o cale, de o trecere la nivel de cale ferată peste un drum național de o asemenea importanță. Și atunci deja vom demara acest proiect, care este un proiect comandat de societatea Oscar Downstream. Vor veni din nou și reprezentanții celorlalte societăți pentru a-i determina pe fiecare să se implice în funcție de volumul de trafic pe care îl are fiecare dintre aceștia,
în suportarea tuturor cheltuielilor. Practic, din momentul în care vom avea proiectul tehnic și autorizația din partea căii ferate, regională Iași, în primăvara anului viitor putem deja demara lucrările. De fapt, firma privată, că e vorba de o investiție privată acolo, va putea demara lucrările pentru renunțarea la două dintre linii, păstrarea doar a liniei din mijloc, și materialele de tipul Strail sunt deja achiziționate, sunt în incinta respectivei companii, pentru care, să spunem, începând de mâine, aștept pași concreți în acest sens și sigur că ulterior, pe măsură ce voi mai avea noutăți, vă voi aduce la cunoștință, pentru că este într-adevăr un obiectiv de interes pentru noi toți. Împreună și cu reprezentanții Poliției Naționale vom încerca să-i determinăm pe posesorii acelor linii să efectueze lucrări de reparație, cel puțin să trecem iarna asta și cel mai probabil vor folosi acel asfalt la rece, acel RLD, pentru completarea găurilor dintre liniile de cale ferată. Și zic eu că dacă lucrurile vor decurge așa cum ne dorim cu toții și există implicare și din partea CFR-ului și din partea agenților privați, această problemă va putea fi rezolvată. În legătură cu celălalt aspect, în momentul de față am intrat într-o oarecare dispută ce ne va îndrepta cel mai probabil spre o acțiune în instanță. Noi avem comunicări făcute, pe de o parte, compania Apa Vital. La compania Apa Vital ați fost invitați și dumneavoastră și o parte dintre dumneavoastră. Chiar ați participat la această companie, ați văzut ce forță are, ce management stabil are și ce capacitate de implementare a fondurilor europene. Ei deja pe noul program, pe POIM, sunt deja foarte avansați, au studiile de fezabilitate deja aprobate. E clar că în ceea ce privește relația cu Apa Servu sau comunicarea cu Apa Servu, aici lucrurile sunt puțin mai deficitare. Noi am solicitat către compania Apa Servu să ni se comunice sumele exacte de bani care trebuie plătite de către municipiul Roman pentru a ne îndrepta spre un alt operator. Avem și o adresă de la Ministerul Fondurilor Europene, Direcția Generală Programe Europene Infrastructură Mare, care ne-a comunicat foarte clar că pentru trecerea la un alt operator, sumele, noi trebuie să plătim către Aconeams, doar sumele corespunzătoare rambursării către operator a împrumuturilor contractate pentru finanțarea dezvoltării, modernizării, reabilitării infrastructurii aferente serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare ale respectivului UAT, care a beneficiat în perioada în care a fost membru, sumele corespunzătoare investițiilor pe care a beneficiat în perioada în care a fost membru al asociației, altele decât cele prevăzute, deci practic noi către Apa Serv trebuie să le plătim doar cota lor de cofinanțare din lucrările care s-au efectuat pe raza Romanului și nici le pun valoarea întregului proiect. De asemenea, dacă în ultimii ani, și vă spun că în ultimii ani Apa Servu nu prea a făcut investiții în Roman, de asemenea, nu prea sunt sume de plată, ceea ce am primit însă de la Apa Servu, ei în continuare susțin cu totul altceva, că trebuie să plătim întreaga lucrare, toată suma de bani venită de la Uniunea Europeană, un lucru total incorrect și neadevărat din punctul meu de vedere. Eu nu știu, vă consult și pe dumneavoastră, spuneți cum ar trebui de făcut sau să vedem care e soluția optimă pentru a ieși totuși din acest blocaj și pentru a vedea care sunt pașii de făcut mai departe. Eu v-aș propune, în primul rând, să consultați niște juriști mari. Mai tare, un pic microfonul, ca să vedem. Consider că ar trebui discutat foarte serios cu niște juriști, da, care buni, pentru că suma e foarte mare, peste 400 de milioane. Păi da, dar ea nu e în concordanță cu ceea ce vede Ministerul Fondurilor Europene. După ce avem un aviz al unor juriști putare, eu consider că trebuie să mergem unde Roma nu plătește cel mai puțin. Prețul să fie mai mic și calitatea și serviciile să fie mai bune. Sunt de acord cu noastră. Compania a fost informată a Paser.
de răspunsul care l-am primit. Da, noi l-am înaintat către compania Apaser și către Adi Aconeanț. Da, răspunsurile sunt în totală opoziție cu ceea ce am primit noi de la Ministerul Controlului. Ce propun după rezolvarea problemelor juridice? Să, eu știu, să pornim o consultare publică și să vedem ce ar vrea oamenii în urmă. Cui ar vrea să fie așa, să fie afiliat cu punctul ăsta? Prețul mai mic și mai mic. Deci trebuie să aibă două componente. Dacă se dorește așa ceva, trebuie să vedem un pic și dacă populația e mulțumită de serviciile APASERF. Poate constatăm că populația e mulțumită de serviciile APASERF și nu se justifică să plecăm. Facem un referent. Nu neapărat. Chemăm asociațiile de proprietari, dezbatem prin intermediul lor. Dezbaterea este, și de fapt, online. La toate colțurile de strat. Putem online, pe toate mijloacele. Este foarte important și online, deci nu vă... Păi da, și online. Dar în același timp aș dori ca să informăm populația și ce ne oferă noua firmă, ca să facă un fel de comparație. Eu sunt de acord cu dumneavoastră, dar știți foarte bine că acest lucru s-a întâmplat cel puțin de două ori. Compania a și fost prezentă aici, în Consiliul Local, a și făcut prezentarea. E clar că, așa cum spunea și domnul consilier Corban, e și un avantaj în ceea ce privește prețul. Absolut. Pentru că, în momentul de față, ne place, nu ne place, la compania județeană APASERF are un preț mai mare decât cel al APA Vital. Undeva la 70-80 de bani la apă și pe... cât e? Ceva de genul ăsta, nu? 70-80 de bani. 70... Pe total, ca că 7... apă plus apă menajeră. Adică e aproape un leu diferent. Și, în același timp, calitatea servicii. Și aici, știți foarte bine, s-a desfințat dispeceratul de la Roman, s-a desfințat call center. Absolut, absolut. Și nu au avut probleme de la Pașcan, de mult acolo. Nu, acolo a fost cu totul altceva, a fost o preluare de la o societate a Consiliului Local, care intrase în o anumită procedură. Noi am fost prezenți la, și dintre colegii consilieri care au fost, s-a explicat exact care au fost acolo problemele. Și nu, hai să vedem un pic, să o clarificăm pe asta, cum vi se pare ok. Și de măsurare a apei, știți că sunt probleme cu debitmetrii, cu măsurare, dar am o rugăminte, dacă tot vă întâlniți cu cei de la CFR, atingeți problema părculețului de lângă gară și chiar a spațiilor imediat apropiat. Nu, nu numai, deci voi atinge și problema de la gara, noi deja cred că le-am făcut notificări acum două-trei săptămâni în urmă, în ceea ce privește și vegetația de la liniile de cale ferată spre Colegiul Tehnic Danubian. Deci ambele probleme le-am trimis printr-o notificare scrisă, dar vom aborda și acest subiect mâine. Da, deci facem așa, o consultare și... Ok, cumva să stabilesc împreună cu colegii de la... Dezbatere publică. Bun, dacă îmi permiteți. Da. Eu nu cred că, făcând consultare, o să găsiți persoane care să nu acceptă curăț mai mic la apă. În primul rând. Calitate bună. Nu cred că se va întâmpla asta. Cred că problema noastră este ce se va întâmpla dacă va trebui să restituim acele sume. Ai. Care nu sunt, de fapt, ale noastre, sunt ale întregului proiect. Și APASERF încearcă să ne le bage nouă pe gând. Tocmai aici, de aia am și cerut prima dată punctul de... Păi nu, dar de aici, noi de aici am plecat. Deci prima adresă noastră a fost către Ministerul Fondurilor Europene. Să vedem exact ce sume ar trebui să plătească unul AT, indiferent numele acestuia, dacă se retrage dintr-un astfel de program. Și răspunsul este foarte clar, e negru pe alb. Deci doar sumele din împrumut aferente obiectului de investiții de pe raza UAT, pentru că banii, până la urmă, au venit în acel UAT. Instalațiile toate au rămas acolo. Și nu este cum. Putem sta în fața instanței pentru a câștiga acest. Dar așa cum a spus și dumneavoastră, ne vom mai consulta și cu niște avocați pentru a ști exact. Eu sunt convins că populația ei va fi de acord să cumpreți mai mic. Dar eu aș vrea un pic să întrebăm și vis-a-vis de APASERF, dacă... Bun. Deci, doamna Roșu, o să am rugămintea săptămâna viitoare să pregătim un astfel de demers prin intermediul compartimentului de asociații pentru proprietari, să avem o primă întâlnire și cu asociațiile de proprietari și ulterior, de fapt, chiar mai repede și online și mass media. Vă rog. Prima, ce se va întâmpla dacă pierdem procesul? Ne întâlnim din nou și... Care procesul? Procesul care este pe rol la Curtea de Apel acum.
Cu taxele. Cu taxele. Vom vedea în momentul în care va veni sentința. Vom face ceea ce stabilește sentința. Pentru că sunt două probleme. Ar trebui să revenim și la fiind votat astăzi, și la banii care s-au luat. Cine spune? Păi de ce să revenim la ce s-a votat astăzi? De-aia e pus acolo cu 20%, dacă pe 2017 vine sentința să dăm bani înapoi la populație, am votat pe 2018... Nu, stați un pic, eu cred că nu înțeleg, deci faceți iar așa că ați zis. Aha, domnule, ok, păi nu specificați cum glumiți, că după aia cineva o băia în serios. Și avem 20%... Nu, deci vom face exact ceea ce s-a dat cu sentința. Părerea mea, haideți să așteptăm sentința prima dată, că... Și încă o problemă. L-am invitat pe domnul Dan Stănescu, un atlet al romanului și căruia o să-i ofer și o carte. Vă rog. Noi îl cunoaștem foarte mult, dar și făcut acțiuni împreună cu dumneavoastră. Îți ofer o carte numită Pagini Uitate din istoria educației fizice, în speranța că postul romașcan nu va deveni istorie și nici nu va fi uitat. Să rog într-un minut să se prezinte în fața tuturor, dacă se poate. Haideți un pic mai în face ca să vă lăsați. Da, vin aici ca și romașcar. Vă mulțumesc pentru invitație, vă mulțumesc pentru carte. Eu sunt un sportiv, după cum bine știți. Am mai realizat record mondial în 26 luni trecută la Iași, constând în 1500 de blocări pe două scaune, în 53 de minute, record transmis de o televiziune live cu o cotă de vizualizare de 15.000 de vizualizări. Și a fost deja omologat și în Cartea Recordului România și în Assist World Record cu care eu colaborez. În trecut am colaborat și am fost sprijinit. Mulțumesc consilierilor locali, mulțumesc domnului primar și domnului Leureanu pentru susținerea la zilele romanului. Sunt două certificate la Cartea Recordurilor care stipulează piața Roman-Mușat ca și loc de desfășurare a unor recorduri. Ca și părinte, vă dați seama că sunt și eu atent să induc o educație cât mai sănătoasă. Iar ceea ce fac eu nu este, certificatul nu contează, contează puterea exemplului pentru ca tinerii din ziua de astăzi să aibă repere palpabile. Cu ajutorul dumneavoastră am adus atunci și la Roman Ștelo, domnul Radu Balacu și pe Cristian Ștepan. Anul trecut am adus pe Oana Elena Creacă, tot o romașcană la o vârșe, campioană mondială de culturist în America. Și vreau să specific doar un singur aspect, peste tot unde am participat la emisiuni gen Te pui cu blondele, Teo Show și așa mai departe la nivel național. Am stipulat cu mândrie că sunt romașcan. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Dacă îmi permiteți mie, domnul Pilar? Am și o problemă. Mă doare ceea ce s-a întâmplat cu echipa de copa. Această echipă, vorbesc de ceea ce chiar mă pricep. Am discutat cu foarte mulți oameni, sâmbătă cu limită, din viață, din oraș. Toți au cerut să luați măsuri drastice și acești derbedei care au adus, și cred că e bine spus, care au adus fotbalul din Roma în situația asta, să plece definitiv din aparatul de societate. Știu, și toți știu că n-au fost numiți acolo de dumneavoastră, de aceea cer ca dumneavoastră să luați această măsură drastică și să plece din aparatul bugetar al primăriei. Am discutat cu unii din copiii romanului, plângeau, au fost aduși pe bani mulți din niște nepricepuți fotbaliști, care n-au dat randament și s-au ajuns în misoare. De aceea vă rog să luați măsurile care se impun și aș vrea, echipa asta are peste 60 de ani în Roma, să faceți tot ce depinde dumneavoastră ca fotbalul să revină în municipiul Roma. Eu vreau să vă aduc aminte un singur lucru, că atunci când fabrica de țier și-a luat mâna de pe echipa asta de fotbal, salvarea a venit de la primărie. Altfel era desfințată de acum 10 ani. Da? Deci ei suntem de acord și atunci poate înjuram pe altcineva, nu mai înjuram primărie. Da. Proiectul viitor și clar va fi prezentat dumneavoastră, consilierilor locali, când vom discuta bugetul pe anul viitor, prevede dezvoltarea unor grupe de copii și juniori care la un dat să fie o pepinieră proprie pentru echipele din Roma. Din păcate, în momentul de față, nu exista o astfel de bază solidă care să aducă din spate
valori de la nivel local care să poată susține această activitate sportivă. Ori noi tocmai asta ne dorim, să dezvoltăm cât mai mult echipele de copii și juniori, pornind de la vârstele cele mai mici și ajungând până la juniori, unul junior republicani și încetul cu încetul aceștia să devină o sursă pentru echipele de la Roma. Tocmai așa cum spuneți dumneavoastră, nu mai aducem mecenari din altă parte. Mulțumesc!